legat de asta, Teodor Popescu sau Dumitru Cornilescu sau frații ăștia care au fost imediat, colaborau cu pentecostalii sau cu baptiștii sau nu prea? Erau foarte puțini atunci. Am înțeles. Sau fiecare era cu lucrarea lui. Era cu lucrarea lor și ei erau la început. Nu erau mulți pentecostalii mai târziu, dar pe aici, pe la noi. Dar nu știu în București cum, prea știu cum, dacă aveau vreo legătură. Zi-mă mai aici, în Băleș sau pe lângă, pe aici, au fost credincioși de la oastea Domnului? Sau nu prea au fost pe aici? A fost, pe cum, dar așa s-a pornit aici cu oastea Domnului. Da, că erau preoți. A, și de la oastea Domnului au trecut la... Păi dacă în biserică aici era un preot și socul meu era mai eu... Un sat aici, zice, nu era Suvanta, eu i-am mai sus. Așa. Era popă și profesor. Era acolo popă și ăsta, ei fuseseră cu domnul Tudor Popescu colegi. A, înțeleg. Cum îl chema pe bunicul matale? Sau nu, socru. Socru, Aninoiu. Aninoiu. Tot Aninoiu m-a chemat și la părinți. Și... Aninoiu Gore. Grigore. Păi da... Și el era la oastea Domnului înainte să pocăiască? Păi da, s-a pocăit când a început domnul Tudor Popescu lucrarea, au început-o și ei aici. Am înțeles, și aveau legătură? Făceau, da, aveau legătură și cu domnul Tudor Popescu. Făceau slujba, cum fac acum, făceau slujbă ortodoxă, cum se face, și după aceea predica. Și seara s-adunau în case. Seara s-adunau în case. Și așa a făcut, așa a făcut și până la urmă... Ei, sigur că nu le-a convenit la protoierii, la stora, au zis că pe socul meu l-au dat afară. A, l-au, da, cum să zice, l-au caterisit, nu? Da. Așa, dar pe ăsta, la altul de aici, din Băleș, care era în biserica asta de aici, care trecem noi plângă ea, pe ăsta a venit în adunare, la ei noștri, și le-a spus așa, zice, eu sunt obligat, că era de neam, voi, eu sunt obligat să renunț. A renunțat. A rămas tot ortodox. Și a zis că merge înainte ca preot. A renunțat, dar zice să nu dați înapoi, nu știu cum am zis, de a-ți ajunge în sapă de lemn. Așa îmi povestea mie bătrânii care a fost atunci când a venit. El și le-a spus așa. Și până la urmă Satana s-a folosit de el și a început lupta împotrivă. Da. Păi cred că îi cereau ăștia. Îi cereau, bă, dar matale, când socrul matale mergea și el la adunare? Păi cum? Și mergeai și matale? Și eu mergeam. Dar matale, când ai început să mergi? Sau părinții matale au mers? Sau părinții, cine? Tăticul meu era cu popa ăsta de aici. De așa. Era cântăreț. Adică cânta cu el în biserică. Cum l-a chemat? Aninoiu cum? Tot Aninoiu. Aninoiu Chede Ion. Ion, da, tata. Gheorghe Ion. A, și el v-a dus la adunare? El ne-a dus, părinții. Dar vă ducea și la biserica ortodoxă? Sau nu prea? Ne duceam când eram mică, a fost adunat la pomă, nu ne-a mai dat voie. Și de-abia când eram în clasa a treia, atunci a început iarăși adunarea. Dar când în clasa a treia, cât, în ce an asta? 1900 cât? Păi, aveam 10 ani. 40, că dacă trăiești născută, 10 ani, să fie 45. 45, 46, cam așa. Da. După război, imediat. Imediat. Da, atunci a început adunarea. Că a venit din Pitești, a venit părinții lui Marcela. A venit din Pitești. I-ai întâlnit în față pe Teodor Popescu? Păi da, cum? Era la București. Am fost la București eu. Ai, dar nu a venit ei aici. Nu mai țin minte dacă a venit aici. Știu că domnul Emil Constantinescu a venit și a venit și încă doi nepozați. Dar Cornilescu era plecat deja în Elveția atunci, când v-ați dus la București și era Teodor Popescu. Că știu că Cornilescu a plecat la un moment dat din țară. A plecat, păi da, dar el a fost acolo când a tradus Biblia. Am înțeles, da. După aceea a venit în București. Așa. Și după ce l-ai întâlnit pe Cornilescu? Atunci, eu mă duceam, că aveam pe cineva, da? Eu mă duceam la București, că aveam pe o familie care venea, Tutilă, știi? Tutilă. Era o persoană care era din partea asta locului și avea niște rude lângă noi, în spatele casei. Mm-hmm. Știi? Și au venit și mă duceam și eu, că avea copii buni și el, și venea și mă duceam la adunare și mă duceam la Tudor Popescu, da? La...
Și pe, ai văzut pe Cornilescu? Da. Și îi predicau amândoi, nu? Predicau amândoi, sigur. Odată, nu știu dacă a lăsat singur pe domnul Tudor, pe domnul Cornilescu. Parcă așa știu că amândoi. Eram... Dar la ce adunare mergeau mândurești? La Carol Davila? Carol Davila. Acolo am. Acolo mergea și ceilalți care veneau aici. Și era domnul fratele Tutilă, mai venea un frate. Acum nu mai țin minte. Da, veneau și... Mă duceam cu ei, mă țineam, mi-aduc aminte toate, dar Dar nu erai căsătorită? Nu. Am înțeles. Eram 15 ani dacă aveam, 16, cam așa. Cu trenul, ne duceam. Dar ce-a fost că preotul ăsta care s-a lepădat, eu la școală, în clasa 7-a, l-am avut de religie. Și zicea că, zic unii. Să te ducea el pe la un credincios care îi făcea pantofii și zicea, ce mai faceți? Și zicea credinciosul, zicea, bine, zicea, aștept pe Domnul Iisus. A murit și n-a mai venit Domnul Iisus să-l ia. Ăsta care s-a lepădat. Și până la urmă s-a aruncat, s-a sinucis. Serios? Da, din spital, a luat ceva de sală. Ca să moară, n-a murit din ceapă, din ceapă spune și Domnul s-a dus la... Spital la tata pe a făcut ce a făcut și până s-a dus nevastă să le ia acasă, a făcut-o bine. El s-a aruncat pe... Da, spitalul nou. S-a aruncat pe geam sau ce? S-a aruncat pe geam. Și când nevasta a coborât pe scări, l-a găsit jos.